se pregăteau să pună în circulație narcotice în valoare de 1,5 milioane de lei. Trei indivizi au ajuns pe mâna oamenilor legii bănuiți de trafic de droguri. Aceștia au vârstele cuprinse între 25 și 45 de ani, toți locuitori ai orașului Durlești. Pentru a acumula dovezi în cauza penală, oamenii legii au percheziționat domiciliile suspecților, de unde au ridicat un kilogram și jumătate de mefedronă și 85 de grame de hașiș. Substanțele narcotice erau repartizate atât în doze mici, câte 1-3 grame, cât și în cantități mai mari de câte 200 de grame. Dacă ar fi reușit să vândă marfa pe care o avea acasă, suspecții ar fi ridicat circa 1 milion și jumătate de lei. Drogurile n-au ajuns însă pe piața neagră din capitală, ci în laboratorul criminalistic, unde urmează a fi supuse expertizelor speciale. Toți trei suspecții își vor petrece următoarele 72 de ore în izolatorul de detenție provizorie, iar dacă vina le va fi demonstrată, ei riscă până la 15 ani privare de libertate.